Salutare, prieteni! Triunghiul este indispensabil nu doar în matematică, ci și în construcții. Este de asemenea utilizat la trasarea hărților, pentru că un triunghi este rigid, adică nu se poate deforma. O grindă alcătuită din triunghiuri echilaterale alăturate, denumită Grinda Warren, a fost patentată de către James Warren în anul 1848 și folosită pentru realizarea primului pod proiectat astfel la stația London Bridge din Anglia iată cât de utilă este matematica în diferite domenii, nu doar la examene. Vă invit și pe voi la un curs de matematică în minutele care urmează. Bună ziua, numele meu este Claudia Brăduceanu și sunt profesor de matematică la Colegiul Național Mihai Eminescu din București. În cadrul întâlnirii de astăzi vă propun o lecție de recapitulare și anume vom aborda aplicații din cadrul subiectului 1 roman, subiecte din cadrul examenului național de bacalaureat. Pentru profil real, specializările matematică, informatică și științe ale naturii. În acest sens, am realizat o selecție de item din testele de antrenament pentru anul școlar 2020-2021. Vom aborda aplicații legate de ecuații exponențiale, ecuații logaritmice, ecuații iraționale, probabilități și elemente de combinatorică. Vă propun o primă aplicație. Aplicația a fost selectată din testul de antrenament numărul 1, specializarea științe ale naturii, subiectul 1, roman, itemul al treilea. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația. 2 la puterea x pătrat plus 4x plus 2 este egal cu 64 de înmulțit cu 2 la puterea x. Soluția acestei aplicații... Pornim de la ecuația dată în problemă. 2 la puterea x pătrat plus 4x plus 2 este egal cu 2 la a6 ori 2 la x. Observați că 64 a fost scris ca 2 la a6, deoarece voi avea nevoie în continuare sub această formă de el. Rezultă că 2 la puterea x pătrat plus 4x plus 2 este egal cu 2 la puterea 6 plus x. Se înmulțesc puteri cu aceeași bază, se scrie baza comună și se adună exponenții. Deoarece funcția exponențială este o funcție injectivă, dacă valorile funcțiilor sunt egale, atunci și argumentele sunt egale, de unde rezultă că x pătrat plus 4x plus 2 va fi egal cu 6 plus x. Deci, x pătrat plus 4x plus 2 minus 6 minus x va fi egal cu 0. Observăm că 4x minus x este egal cu 3x și 2 minus 6 este egal cu minus 4 și obținem o ecuație de gradul al doilea, x la a doua plus 3 ori x minus 4 egal cu 0. Pentru ecuația determinată anterior avem a egal cu 1, b este egal cu 3. Și ce este egal cu minus -4. Calculăm delta conform formulei delta egal cu b pătrat -4a c și înlocuind cu valorile de mai sus, avem că delta este 3 la a doua minus -4 ori 1 ori minus -4, iar delta, făcând calculele, va fi egal cu 9 plus 16. Delta egal cu 25 pătrat perfect și radical din delta este egal cu 5 x12 va fi egal conform formulei minus b plus minus radical din delta supra 2 denumulțit cu a. Deci, x12 va fi egal cu minus 3 plus sau minus 5 supra 2 și obținem x1 este egal cu minus 3 plus 5 supra 2, adică x1 este egal cu 2 supra 2 și obținem x1 egal cu 1 iar x2 este egal cu minus 3 minus 5 supra 2, x2 este egal cu minus 8 supra 2 și obținem x2 este egal cu minus 4. Aplicația numărul 2. Aplicația a fost selectată din testul de antrenament numărul 2, specializarea științe ale naturii, subiectul 1 roman, itemul al treilea. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația Logaritm în baza 3 din x minus 1 este egal cu logaritm în baza 3 din 6 minus x minus 2. Așa cum știm, este vorba despre o ecuație logaritmică și mai întâi va fi necesar să punem condiții de existență a logaritmilor. În partea dreaptă aveți și graficul funcției logaritm cu bază supraunitară și se observă că este necesar ca argumentul să fie întotdeauna strict mai mare decât 0. Condițiile de existență în cazul aplicației noastre vor fi x minus 1 strict mai mare ca 0 pentru existența acestui logaritm, de unde rezultă x mai mare decât 1 și 6 minus x strict mai mare ca 0, condiția de existență a acestui logaritm, de unde rezultă x mai mic decât 6. Se observă că domeniul de definiție al lui x va fi egal cu 1, 6, interval deschis la ambele capete. Revenim la ecuația noastră și vom scrie logaritm în baza 3 din x minus 1 este egal cu logaritm în baza 3 din 6 minus x minus logaritm în baza 3 din 9. Așa cum se poate observa, 2-ul a fost scris ca logaritm în baza 3 din 9. În continuare vom utiliza formula de mai jos și anume diferența logaritmilor este egal cu logaritmul câtului. Logaritm în baza A din X minus logaritm în baza A din Y este egal cu logaritm în baza A din X supra Y pentru X și Y mai mari decât 0. Avem și o observație în acest caz și anume Impunerea condițiilor de existență are utilitate, însă nu are caracter obligatoriu. În cazul în care obținem soluțiile unei ecuații echivalente cu cea logaritmică inițială, acestea trebuiesc verificate cu condițiile de existență sau direct în ecuația inițială. Aplicând formula despre care am discutat anterior avem că logaritm în baza 3 din x minus 1 este egal cu logaritm în baza 3 din 6 minus x supra 9. În baza injectivității funcției logaritmice putem afirma x minus 1 este egal cu 6 minus x supra 9. Înmulțim pe diagonală și obținem 9 pe lângă x minus 1 este egal cu 6 minus x Efectuăm înmulțirile, desfacem paranteza și obținem 9x minus 9 este egal cu 6 minus x. Se trec termenii care îl conțin pe x în primul membru și termenii liberi în membrul al doilea și obținem 9x plus x este egal cu 6 plus 9. Adică 10x este egal cu 15. Se împarte totul la 10 și obținem x egal cu 15 pe 10. Simplificăm prin 5. Și obținem x este egal cu 3 pe 2, care se găsește în domeniu. Sau, în lipsa impunerii condițiilor de existență, se va verifica direct prin probă. Așa cum se poate vedea în partea dreaptă, se înlocuiește și se obține că minus logaritm în baza 3 din 2 este egal cu minus logaritm în baza 3 din 2, relație adevărată. Aici avem și o observație de făcut și anume vom pune în balanță care dintre abordări este mai simplă și anume determinarea domeniului de admisibilitate al soluțiilor prin rezolvarea sistemului de condiții de existență și apoi rezolvarea ecuației versus rezolvarea ecuației cu obținerea unor valori pe care le validăm ca soluții prin probă. Aplicația numărul 3 este o aplicație selectată din testul de antrenament numărul 1, specializarea matematică-informatică, subiectul 1 roman, itemul al treilea. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația. Radical din x plus 3 este egal cu x minus 3. Este vorba de o ecuație irațională. Așa cum știm, radicalul este definit pentru valori ale argumentului mai mari sau egale decât 0, radicalul de ordin par, și ia valori mai mari sau egale decât 0. În consecință, condițiile de existență în cazul meu vor fi x plus 3 mai mare sau egal decât 0 pentru existența radicalului, deci x mai mare sau egal decât minus 3. Și deoarece radicalul ia valori pozitive și membrul drept va trebui să aibă valori pozitive, deci x minus 3 mai mare sau egal decât 0, de unde rezultă x mai mare sau egal decât 3. Obținem, utilizând ambele relații, că domeniul meu va fi intervalul 3 plus infinit închis în 3. Revenim la ecuația dată și încercăm să lucrăm pe ea pentru a rezolva exercițiul. Avem radical din x plus 3 este egal cu x minus 3. Pentru a scăpa de acest radical de ordin 2, se ridică ambii membri la pătrat. Și obținem radical din x plus 3 la puterea a doua este egal cu x minus 3 la puterea a doua. Radicalul și pătratul se reduc, e radical de ordin par, de ordin 2, și obținem x plus 3 este egal cu, aici aplicăm uh, formula binomului la pătrat, x pătrat minus 6x plus 9. În consecință, ecuația mea devine x pătrat minus 6x minus x plus 9 minus 3 este egal cu 0. Făcând calculele obținem x pătrat minus 7x plus 6 este egal cu 0 în care a este egal cu 1 coeficientul lui x pătrat, b este egal cu minus 7 coeficientul lui x și c este egal cu 6, termenul liber. Delta va fi egal conform formulei cu b pătrat minus 4 denmulțit cu a denmulțit cu c. Deci delta va fi egal cu minus 7 totul la pătrat, Minus 4 ori 1, ori 6. Adică delta este egal cu 49 minus 24, de unde rezultă delta egal cu 25, pătrat perfect și radical din delta este 5. x12 va fi egal cu minus B plus sau minus radical din delta supra 2 ori A. Deci x1 2 va fi egal cu 7, plus sau minus 5, supra 2. Obținem că x1 va fi egal cu 7 plus 5 supra 2, adică x1 egal cu 12 supra 2, de unde rezultă x1 este egal cu 6, și x2 este egal cu 7 minus 5 supra 2, adică x2 este egal cu 2 supra 2, x2 este egal cu 1, care nu aparține domeniului D. În consecință, soluția va fi egală cu 6. Mulțimea formată din elementul 6. Aplicația numărul 4. Aplicația a fost selectată din testul de antrenament numărul 2, specializarea matematică-informatică, subiectul 1 roman, itemul al treilea. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația. Logaritm în baza 3 din 2x la a doua minus 2 este egal cu 2 ori logaritm în baza 3 din x plus 1. Trecem la soluție, așa cum am discutat anterior, în cazul ecuațiilor logaritmice, prima oară ne gândim la condițiile de existență și încercăm să le rezolvăm dacă este posibil. Avem că 2x la a doua minus 2 este strict mai mare ca 0, se împarte prin 2 și se obține x la a doua minus 1, mai mare decât 0. Voi lua ecuația asociată, x la 2 minus 1 este egal cu 0, x la 2 egal cu 1, de unde rezultă că x va fi egal cu plus sau minus 1. În continuare vom face tabelul pentru a determina semnul lui x pătrat minus 1. x merge de la minus infinit la plus infinit, iar rădăcinile sunt minus 1 și plus 1 x pătrat minus 1 se anulează în rădăcini și avem semn contrar lui a. Între rădăcini, a meu este 1 pozitiv, semn contrar negativ și același semn cu a în afara rădăcinilor, adică pe intervalul minus infinit minus 1. Avem semnul plus ca și pe intervalul 1 plus infinit. De asemenea, pentru existența celui de-al doilea logaritm, logaritm în baza 3 din x plus 1, punem condiția ca x plus 1 să fie mai mare decât 0 și obținem x mai mare decât minus 1. Din cele două relații obținute, și anume, x aparține, conform tabelului, lui minus infinit minus 1, deschis, reunit cu 1 plus infinit și respectiv x mai mare decât minus 1, se obține că domeniul meu va fi egal cu 1 plus infinit deschis în 1. Trecem mai departe, rescriem ecuația. Logaritm în baza 3 din 2x pătrat minus 2 este egal cu 2 ori logaritm în baza 3 din x plus 1. Ne reamintim următoarea formulă de la logaritm. K, ori logaritm în baza a din x, este egal cu logaritm în baza a din x la K pentru K număr real. În consecință, relația mea va deveni logaritm în baza 3 din 2x la a doua minus 2 este egal cu logaritm în baza 3 din x plus 1 totul la a doua. Se vede că acest 2 a trecut la exponent. În baza faptului că funcția logaritmică este o funcție injectivă, se obține 2x la a doua minus 2 este egal cu x plus 1 totul la a doua. Utilizăm formula binomului la pătrat și obținem 2x la a doua minus 2 este egal cu x la a doua plus 2x plus 1. Trecem totul în primul membru, având grijă că atunci când trecem dintr-un membru în altul, se modifică semnul. Și obținem 2x la a doua, minus x la a doua, minus 2x, minus 2, minus 1 este egal cu 0. Deci, x la a doua, minus 2x, minus 3 este egal cu 0. Rezolvăm această ecuație, x la a doua, minus 2x, minus 3 este egal cu 0. Se observă că a este egal cu 1, b este egal cu minus 2 și c este egal cu minus 3. Așa cum știm, delta este b pătrat minus 4ac. Înlocuim cu valorile pentru a, b și c pe care le-am menționat anterior și delta va fi egal cu minus 2, totul la pătrat, minus 4 ori 1 ori minus 3. Delta va fi egal cu 4 plus 12, deci delta egal cu 16 pătrat perfect și obținem radical din delta este egal cu 4. x12 va fi egal cu minus b plus sau minus radical din delta supra 2 ori a conform formulei. Înlocuim x12 este egal cu 2 plus sau minus 4 supra 2. Și avem x1 egal cu 2 plus 4 supra 2, adică x1 egal cu 6 pe 2, deci x1 egal cu 3, care se găsește în domeniul de definiție. Și x2 este egal cu 2 minus 4 supra 2, adică x2 este egal cu minus 2 supra 2, x2 egal cu minus 1, care nu se găsește în domeniul de definiție aplicația numărul 5. Aplicația a fost selectată din testul de antrenament numărul 1, specializarea științele naturii, subiectul 1 roman, itemul 4. Calculați probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea a mare egal cu minus 2, minus 1, 1, 3 și 4, acesta să verifice inegalitatea radical din a la a doua, minus 2a plus 1, mai mare sau egal decât 3 încercăm să dăm o soluție acestui item. Considerăm A mare este egal, așa cum ne spunem problemă, cu minus 2, minus 1, 1, 3 și 4. De unde rezultă cardinal de A egal cu 5. Deci avem 5 cazuri posibile și reținem acest rezultat. Trecem apoi la inegalitatea pe care ne oferă exercițiul. Și ne cere să fie uh, adevărată și avem radical din a la a doua minus 2a plus 1, mai mare sau egal decât 3. Observăm că sub radical avem o expresie care se poate restrânge în A minus 1 totul la pătrat. Și avem că radical din A minus 1, totul la pătrat este mai mare sau egal decât uh, 3. Dar radical de ordin 2 dintr-un număr la puterea 2 este egal cu modulul numărului, de unde obținem că modul din A-1 este mai mare sau egal decât 3, ceea ce este echivalent cu A-1 mai mic sau egal decât minus 3 sau A-1 mai mare sau egal decât 3. Se rezolvă separat cele două inecuații și obținem A mai mic sau egal decât minus 3 plus 1, deci A mai mic sau egal decât minus 2. Și respectiv A mai mare sau egal decât 3 plus 1. Deci A mai mare sau egal decât 4. Se observă că radical din ala a doua minus 2A plus 1 este mai mare sau egal decât 3 dacă și numai dacă A aparține intervalului minus infinit minus 2 reunit cu 4 plus infinit. Numerele amic din mulțimea amare care verifică inegalitatea radical din a la a doua minus 2a plus 1 mai mare sau egal decât 3 sunt amic egal minus 2 sau amic egal 4. Deci avem două cazuri favorabile. Așa cum știm din formula probabilității, probabilitatea de A este egal cu număr de cazuri favorabile supra număr de cazuri posibile. Deci, probabilitatea de A este egal cu 2 supra 5. Următoarea aplicație pe care vă propun și care va rămâne ca temă pentru acasă este o aplicație selectată din testul de antrenament numărul 1, specializarea matematică-informatică, subiectul 1 roman, itemul 4. Determinați numărul submulțimilor cu cel mult două elemente ale unei mulțimi cu 12 elemente. Aici am o singură indicație, deoarece trebuie să determinăm numărul submulțimilor cu cel mult două elemente. Ale unei mulțimi cu 12 elemente, vă sugerez să calculați combinări de n luate câte 0, care reprezintă numărul submulțimilor cu 0 elemente, combinări de 12 luate câte 1, numărul submulțimilor cu un element și combinări de 12 luate câte 2, numărul submulțimilor cu două elemente. Vă mulțumesc frumos pentru atenția acordată și vă doresc succes în continuare în pregătirea examenului de bacalaureat. Dragilor, lecția de matematică a ajuns la final, dar ne întoarcem în câteva momente cu un alt curs interesant. Nu uitați că lecțiile noastre vă stau la dispoziție pe site-urile tvr.ro și pe tvrplus.ro. Ne revedem în câteva minute. La 15.30 clopoțelul sună de intrare. Să nu întârziați!